și procesul făcut? Cine l-a făcut? Ieri, în jur la ora 12, eu dacă am gripă, dormeam. Era o sunărie la ușă, eu mă scol, întreb cine e acolo, îi răspunde că e de la Chișinău Gaz. Eu știind că trebuie să vină să iei Danul de la contor, l-o și-am deschis și-am dat drumul să intre. O intrat în casă, eu zic, cine sunteți? Dar el mi-arată o papcă verde și o foaie curată pe papcă și și v-am spus că la Moldova Gaz și intră în dreptul bucătăriei. Și filmează. Eu din urma lui pe smartphone-ul și ăla mă uit că avem niște butâlși cu apă la podele. Mă uit, zic, dar și fac butâlșile mele în telefonul lui. Și îl întreb și filmez tot acolo. Și eram în cămeșă de noapte, nici nu mi-a dat voie să îmbrac cu halat pe mine. Dar el spune, că doamnă, dar el era la bucătărie. S-a prezentat, îi știe numele? Nici nu s-a prezentat, nici numele, nici nu mi-a dat niciun document. Nică, numai în afară de papcă și e verde și o foaie curată. Eu îi spun, zic, da, și filmez și nu ți-o dat voie. Dar el zice, doamnă, ia că țava asta trebuie schimbată. Dacă mă da în timp de o săptămână, nu o schimbi, rămâi fără gaz. Cine ești tu, păietul? Eu am documentele în regulă, că a fost control, că a făcut proces verbal când a controlat contorul. Și mi-a adus, mi-a scris proces verbal până în anul... Țevele și ele tot ei le-au făcut, tot la Moldova Gaz. Tot la Moldova Gaz, că eu am plătit, eu am bani, că eu am plătit, eu am contract Moldova Gaz. Am plătit când am schimbat tot în casă și ia că până anul 19. Deci până în 19 și valabil. Până în 19 și valabil, tot la mine. Cum așa de-am nu-s bune? Până amul erau bune ca baba și ei cu biletul de la țară. A venit în troleibus și o întreba, baba, și biletul ăsta nu-i bun. Și era, cum 20 de ani am luat cu dâns și era bun, dar nu-i bun. Așa și eu, și nu-i bun de-am amul ea. Bun, mă, ta aia a semnat. Da, ea câtă le-a semnat. Eu îi spun lui, cine ești tu? Și-a vrut să uite pe documente? Nu a vrut să uite nică. El mi-a spus, nică, că îți dau sroc o săptămână, dacă mă da, nu schimbi țevile, este, venim și să le taiem și rămâi fără gaz. Eu îl oprez, zic, șterge. Dacă vrei să filmezi, filmează numai țava și el și strebuție și îmi filmezi tu neatăt casă, pe mine eram în cameră de noapte, eu m-am sculat, dacă eu sunt cu gripă, și m-am sculat din somn. Că, și până la urmă, ăsta e spațiu privat. Păi spațiul meu privat. Și trebuiau să aibă acordul dumitale. Și m-am pus în ușă la bucătărie, așa, și noi îi dădem voie că să șteargă. Dar el m-a broscat, e cum erau bătâlșile și ele închicate între dânsele. M-a bălit, iată, aici am o vânătaie, la deși nu înțelegem că și chiar atât cameșa în sânge. Mi-o spart aici, iată, le deși tot îi spart. Ne-ai chemat poliția? Am chemat poliția. Poliția a venit și de ce i-a dat drumul în casă? Păi dacă la gaz, eu am crezut că se iei cum, la contorul și ăla să-i filmeze. De atât așa le-am dat drumul în casă. Până amuia erau oameni normali care au fost, dar azi au chicat unul nenormal. Și ne-au făcut acolo cererea mea. O luat-o, eu m-am scălit și ne-au îndreptat la medicul de expertiză. Și cât am făcut la medicul de expertiză. Polițiștii n-au reușit să-l identifice, să-l găsească. Polițiștii zice că era unul afară și se râde. Când noi ne-am ridicat sus în coa, se râde. Și eu i-am spus că el într-o scurtă neagră și cu o papcă verde. Dar el zice că el era cu un valic sub soare și fel de valic, nu știu. Și l-a luat după dâns și așa și nu l-a mai prins. El a fugit în altă parte. Azi, și eu după și ei, eu sun la Moldova Gaz, la Chișinău Gaz. La Chișinău Gaz zice că, doamne, pe computer la noi, noi n-am trimis la mata pe nimeni să vie. De ce i-ai dat drumul în casă? Cheamă poliția. Am chemat, dar poliția, poliția ne-a dat îndreptare la medicul de expertiză. Ia că azi, cei la telefon n-au recunoscut că au trimis. Nu au recunoscut că au trimis. Chiar astăzi n-au recunoscut că m-am dus acolo, era maestrul lor. Da, domnul, deci te-ai dus la Moldova Gaz. Am fost azi la Chișinău Gaz, la Toma Ciorbă și spun, cine ați trimis dumneavoastră ieri la mine? La mine toate adresa, da. Da, toate documentele sunt în regulă. Eu știți ce îmi spune domnul Ion ăsta, maestru care e de sector. Doamnă, eu am o mulțime de martori. Au fost prin multe apartamente la voi în casă, deci nu au fost la nimeni, că eu am ieșit și la vecini am întrebat, e fix așa istoria ca la mine. Deci căldură. Numai la dumneavoastră a fost? Numai la mine a fost. Zic, deși mințiți. Și eu zic, ea nu e băitanul ăla care a fost, el ne-a filmat mie acasă, m-a filmat pe mine, la sărete și să vedeți că și s-a ocupat el când a intrat la mine în casă, ca un tălhar, ca un poțiu, chiar m-a spărit dânsul. Și el zice că toate întrebările sunt la Moldova Gaz, la administrație centrală. La central acolo să mă duc. Și ea că ta, mă, ea mă duc acolo, eu nu înțeleg, dar trebuie să țin. Poliția au zis că să nu mai dăm drum la nimeni în casă, și chiar dacă lor le trebuie danii de la contor. Să nu dăm drum. De azi înainte chiar să vii președintele țării la mine la ușă, că nu mi-a dat drum în casă, că eu nu știu cine sunt aici. Cum să le dau drumul ei? E apartamentul meu și cu atâta m-am spăriet că eu dacă m-am sculat din somn, m-a bruscat, nici nu crede ca lumea. M-a întins acolo jos, eu am închicat jos, mă scol după dânsul, că el a infilmat mai departe camera. Și filmez, tu băi, l-am luat de spieti și l-am izghit afară. Am închis ușa așa că am chemat poliția, eu m-am săturat. Eu am înțeles că Moldova Gaz, Chișinău Gaz, bagă friga în oameni,
Ori au de vândut, cred că și avea niște șlanguri de astea care s-au schimbat, vor să ocupe cu business-ul ăsta. Dar eu când ea, că am toate documentele la mine... Dar tot, mă, ai spus că n-ai auzit de alte cazuri. N-am auzit de alte cazuri. Prima cază... Aleg o casă dintr-o sută și... Cred că și pune frica în oameni. Ia uite că eu am, au făcut și proces verbal. Ia că tot la dânsul. Polițistul. Nu. A, de la Chișinău gaz. La Chișinău gaz. La mine tot în regulă, absolut tot în regulă. Ia că am și... Nu, eu vă cred, eu nu sunt specialist care îți verifice actele. Să ne țineți la curent ce spun cei de la Moldova Gaz, la centru. Poate nu, adică, ia că ei nu au făcut planul, ia că cum s-au schimbat, și țevii au făcut. Tot, eu am la mine, tot e în regulă, eu n-am încălcat legea, plătesc la timp, nu zic să nu am datorii, nică, dar deși așa purtări eu, că m-am spăriat chiar. Dar bine că era ziua, dar să veni țara și nu știi cine. De azi înainte chiar nu dau drumul, cum o zis poliția, nu dau drumul, mă tușu la nimeni ca să se intre de azi înainte, la ce mă tai dat drumul? Și de ai să ceri pedepsirea lui. Păi am să cer și vreau eu și nici, de ce o trimesc, pentru și necând pe telefon eu am sunat, mi-a spus că dacă trebuie să vină la mata, noi trebuie să trimitem scrisoare, pe data cutare, la oara cutare, de pildă, să ieși acasă ca să vină la multă. Asta au venit pe neașteptate, ca un hoț. Și nu m-au filmat și pe mine, goală, în casă, era visela. Dar până la urmă, cum v-ați lămurit? Putea fi de la Moldova Gaz sau e un farțoman? Dacă o recunoscut maestru că e de la dânsul, dar nu a vrut să ne-l arăte și nici el, înseamnă că e de la dânsul. Dar cum îi spune? Cine e maestru? Nu știu. E domnul Ion, dar familia, n-am țărut o minte, ne-a spus acolo un om. N-ați scris o plângere și la Moldova Gaz? Am scris, dar nu a vrut să o primească. La dânsul nu o primească, m-a trimis la centrală, la cancelare să duc plângerea. Uitați-vă ce se face, cu frică șez în casă, bagă frica în oameni buni, că să... Eu nu știu ce fac ei cu gazul ăsta, și așa se scuntește, baza ăsta, așa încă și frica bagă noi.